Ne apropiem de încheierea studiului nostru pe tema închinării. Am încercat împreună în aceste zile să ne conturăm o idee biblică asupra închinării. În mod principal am vrut să vedem în primul mesaj faptul că Dumnezeu de la început a avut pretenția și are prerogativul acesta să ceară omului să se închine după regula lui, după cum îi dictează Dumnezeu. Și am parcurs scripturile împreună și am văzut că și în Vechiul Testament și în Noul Testament Dumnezeu așa se relaționează cu omul și cere ca să vină așa cum îi poruncește Dumnezeu, ca să se întâlnească cu El, ca să intre în comuniune cu Dumnezeu. Și am zis că în această seară vom intra mai mult în acest principiu, așa numit în teologie, principiul regulativ, prin care înțelegem că biserica este chemată în practica ei să facă doar acele lucruri care sunt poruncite de Scripturi. Rețineți, și măcar cu atât vreau ca să rămâneți după acest weekend, provocarea care am lansat-o, și anume să mergeți acasă și împreună ca și biserică să priviți în Sfintele Scripturi și să vă întrebați cum ar arăta biserica noastră dacă am face doar ce spune aici. Dacă n-am face nimică din imaginație, inițiativă, invenție umană și am face doar ceea ce ne poruncește Dumnezeu. Și să încercați în fiecare zi, ca și biserică, să vă îndreptați după acest dreptar și să fim o biserică biblică, o biserică ghidată după revelația divină. Principiul acesta, cum ziceam, este unul biblic și de asemenea este unul care de-a lungul istoriei a fost enunțat în diverse perioade și biserica l-a formulat, teologic vorbind, în diverse perioade și noi ca și baptiști avem o istorie amplă în sensul acesta. Una dintre controversele care s-a născut la un moment dat în timpul reformei a fost exact pe această problemă. Divergența între bisericile tradiționale, Biserica Catolică, de exemplu, și Reforma Evanghelică a fost și pe această temă. Cum ne închinăm? Și evanghelicii au fost nevoiți și baptiștii de asemenea au fost nevoiți ca să enunțe niște principii biblice care explicau de ce închinarea noastră este așa de diferită de închinarea Bisericii Catolice sau Ortodoxe. Da? De ce bisericile noastre în practica lor nu arată nimic ca și aceste biserici. De exemplu, vă citesc din primul paragraf, din capitolul 22, din Mărturisirea de Credință Baptistă de la Londra din 1689. Da? Mărturisirea la care aderă biserica noastră și am înțeles că este și direcția în care dumneavoastră vreți să vă îndreptați. Ascultați! Calea acceptabilă de închinare înaintea adevăratului Dumnezeu este instituită de El însuși și de aceea limitată de către voia sa revelată. Pentru ca nimeni să nu îi se închine conform imaginațiilor sau procedurilor umane, nici conform sugestiilor lui Satan, nici folosind o reprezentare vizibilă și nici orice alt fel neprescris de Sfintele Scripturi. Reformatorul John Calvin spunea în felul următor: Dumnezeu dezaprobă toate felurile de închinare care nu sunt poruncite în mod expres în cuvântul lui Dumnezeu. Fratele meu, drag și scump, Emanuel Alboiu, păstor al Bisericii Baptiste Reformate de la București, spune în felul următor: principiul regulativ este o extensie a axiomei reformate sola Scriptura. Așa cum Biblia este autoritatea finală pentru credință și viață, tot astfel este și autoritatea finală în închinarea bisericii. Într-un mod deosebit și special, Dumnezeu a acordat în cuvântul Său o atenție deosebită problemei închinării. El ne-a spus ce să facem în închinare și ne-a spus cum să facem când ne închinăm. De o așa manieră încât aspectele primordiale ale închinării înseamnă pur și simplu a urma indicațiile divine. Astfel, deciziile care ne rămân nouă, ca și biserică, sunt relativ minore. Altfel spus, Dumnezeu ne-a dat proiectul de închinare pentru biserică și noi trebuie doar să îl urmăm.
Închinarea biblică, rețineți, este închinare la Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, dar este o închinare și în, prin și pentru Dumnezeu. Închinarea are de a face mai mult cu Dumnezeu decât are de a face cu noi. Lucrul acesta este foarte greu pentru noi să concepem în ziua de astăzi și pentru creștini să conceapă în ziua de astăzi, pentru că în ziua de astăzi totul este despre individ. Totul este despre, despre noi, despre preferințele noastre, despre preferințele comunității și mai puțin despre ceea ce vrea Dumnezeu. Poate ați auzit cuvintele faimoase lui Abraham Lincoln în adresa lui de la Gettysburg, unde spune că guvernarea trebuie să fie, guvernarea poporului trebuie să fie de către popor, pentru popor. Se pare că biserica a adoptat exact această zicală. Și biserica caută astăzi să guverneze și să se închine pentru ea și nu pentru Dumnezeu. Și după regula ei și nu după regula lui Dumnezeu. Închinarea este în primul rând pentru Dumnezeu. El a instituit-o, El ne cheamă la închinare, El ne spune cum să ne închinăm. Și este un concept greu de înghițit într-o lume foarte umanistă, hedonistă, egocentrică, unde totul e despre mine. Totul e despre mine. Tot ceea ce fac trebuie să fie plăcut mie în primul rând. Și Dumnezeu spune, nu, totul nu este despre tine sau despre mine, totul este despre El. El este centrul universului, El este creatorul, El este Cel care ne-a creat, El este Cel care ne-a dat viață, El este Cel care ne aduce astăzi înaintea Lui în închinare. Am privit împreună, în mare detaliu în Sfintele Scripturi, să vedem că principiul acesta, premiza aceasta biblică, este una care se regăsește peste tot pe paginile Sfintei Scripturi, și anume că Dumnezeu are pretenția să ne închinăm Lui după poruncile Lui și doar după poruncile Lui. Și nu după imaginația noastră, da? Și în această seară vreau să privim la două aspecte. Vrem să vedem implicația acestui principiu. Adică, bun, ce facem atunci? Dacă asta este principiu și este biblic, care sunt implicațiile practice? Ce face biserica dacă așa stau lucrurile? Și apoi, care este efectul? Ce se produce în mijlocul bisericii dacă aderă la acest principiu? Pentru că sunt tot felul de beneficii care se nasc din a te închina și de a conduce o biserică după cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, haideți să privim la practica principiului regulativ în mijlocul bisericii. Și vreau să încep cu un exemplu personal. Să vă mărturisesc că în viața mea personală eu sunt extrem de paradoxal când vine vorba la manifestarea simțului romantic cu soția mea. De obicei sunt total absent din aceste lucruri. Nu știu când m-am căsătorit, nu știu când e aniversarea noastră, nu știu când e ziua ei, nu știu absolut nimic. Și știți că de aceste zile, cum e de 8 martie, de cum se tot inventează zile, trebuie o floare, trebuie o atenție, de onomastică trebuie o petrecere, așa este frumos. Eu nu știu lucrurile acestea. Și într-un an, spre surpriza soției mele și spre surpriza mea, mi-am amintit că urmează ziua soției mele. Mă, că stau bine să gândesc motivul pentru care mi-am amintit e că ai tot pomenit ea înainte ca să fie ziua ei. Corect. Și am fost așa de pornit ca să-i dovedesc cât de mult o iubesc, să celebrez ziua ei, încât mi-am propus să țin o mare petrecere în onoarea ei. Problema era că soția mea, înainte de ziua ei, m-a rugat din nou și din nou, Mihai, uite, anul acesta nu vreau nicio petrecere, nu vreau absolut niciun tam-tam, vreau doar noi doi să ieșim liniștiți în oraș, să avem un timp împreună, să ne bucurăm. Și eu, bărbat, înțelept și inteligent, am zis, asta e ceva codificat așa, ea, de fapt vrea. Și ea mi-a repetat, nu vreau doar noi doi să avem un timp de părtășie frumos. Am înțeles cum să nu. Și a venit ziua ei. Și am organizat o mare petrecere. Am invitat toate neamurile, toți prietenii. Am avut două torturi, am avut baloane, am avut tot ceea ce-ți poți imagina. Și a fost o mare surpriză pentru ea. Când a intrat în casă, am zis, surpriză! Cum credeți că a reacționat soția mea? N-a fost foarte fericită. De ce n-a fost ea foarte fericită? Petrecerea era extraordinară. Erau zeci de oameni, era mâncare, era tort. Știți ce nu era? Ce mi-a cerut. Exact.
De multe ori așa suntem noi cu Dumnezeu când relaționăm cu El. Foarte bine intenționați, noi vrem ca să facem tot felul de lucruri. Noi vrem torturi și mâncare și sărbători. Și Dumnezeu nu este fericit cu noi pentru că n-am făcut ce ne-a cerut. Da? El a vrut să aibă un timp intim de relație cu noi, dar noi am făcut mare tamtam din invenția și din imaginația noastră. Vedeți, nu doar intenția contează, cum spun unii. Ascultarea contează. Ascultarea este importantă. Da? De aceea, înțelegeți, v-am prezentat această ilustrație, dincolo de faptul că homiletic se spune că dacă dai o ilustrație personală, automat ai captivat atenția și v-am captivat atenția, pentru că v-ați râs un pic împreună cu mine sau de mine, ci pentru că ilustrează foarte bine exact ceea ce se întâmplă atunci când noi căutăm să ne închinăm lui Dumnezeu cum vrem noi și nu cum cere, El. Da, intențiile noastre par și poate sunt bune, dar rezultatul va fi o dezamăgire. Pentru că nu-i ceea ce ne-a cerut Dumnezeu. Mentalitatea bisericii moderne este total alta, și anume, cât timp ai intenții bune, este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este bine, da? Amin și nu chiar amin. Vă dau un citat dintr-o carte care vizează, nu vă spun carte, că nu vreau să mergeți să o căutați, să o citiți, că este foarte rea, vis-a-vis de închinarea în biserică. Să spunem felul următor. Legea predominantă care guvernează orice biserică este legea dragostei. Dacă un drogat, de exemplu, este mântuit pentru că o biserică a vizionat un film artistic la închinarea de duminică dimineața, acea biserică a împlinit porunca lui Dumnezeu în închinare. Oare este așa? Știți de unde vine un asemenea relativism și pragmatism care spune cât timp dă rezultat, cât timp este plăcut? Vine din convingerea că Dumnezeu, de fapt, nu este suveran. Vine din convingerea că oarecum creativitatea noastră, dibăcia noastră este un factor decisiv în convertirea oamenilor. Că dacă fac doar ceea ce mi-a zis Dumnezeu, s-ar putea să ratăm niște oameni care s-ar putea să fie mântuiți. Păi dacă eu nu fac aia și nu fac aia și nu vin cu metode și nu-s creativ, poate unii oameni răspund doar la o anumită închinare, poate alți oameni au nevoie de altă închinare. Și nici nu mai mă întreb ce mi-a cerut Dumnezeu să fac. Mă bazez nu pe ascultarea de cuvânt, ca și fiind suficient, ci pe creativitatea mea. Intențiile poate sunt bune. Motivația poate este dragoste, dar neascultarea este neascultare. Dragii mei, ca și biserică și ca și slujitori, avem o singură măsură după care vom fi judecați înaintea lui Hristos pentru lucrarea noastră și nu este creativitatea noastră, este credincioșia față de cuvântul lui Dumnezeu. La fel ca și un inspector care vine ca să inspecteze o construcție, da? Vine de la primărie sau de unde vin, ei vor ca să vadă dacă ai respectat proiectul. Da? Fratele Iosif e în construcții. Când va veni inspectorul să vadă casa care o ridică, el nu va zice, măi, hai eu să zic cât de creativ ai fost tu, cât ai improvizat. El zice, hai să vedem proiectul și să vedem dacă ai respectat proiectul. De asemenea, noi ca și slujitori și ca și biserici, când stăm înaintea lui Dumnezeu, măsura succesului nu este dibăcia, creativitatea, ci este ascultarea. Dacă am respectat proiectul lui Dumnezeu. Perspectiva biblică este total diferită de perspectiva modernă, care spune ascultarea nu contează, contează dragostea, contează intenția, da? 1 Samuel 15 cu 22. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Dumnezeu vrea în primul rând ascultare. El n-are nevoie de darurile tale, El n-are nevoie de creativitatea ta. El îți cere ascultare față de proiectul său. Matei 15:9. Uitați ce zice Domnul Iisus Hristos. Ce tragic. Să auzim ca și biserică aceste cuvinte. Vai de noi. Degeaba însă mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci omenești. Ce tragic. Să ți se spună din partea lui Hristos că te închini degeaba. Să fie ăsta verdictul care îl dă Hristos peste biserica noastră. Ce tragic ar fi. Să spună, degeaba ați făcut toate programele, toate evangelizările, tot tamtamul, toată cheltuiala. De ce? Pentru că ați mers după porunca omenească și nu după porunca
lui Dumnezeu. Asta făceau farisei. Frumos au abandonat cuvântul lui Dumnezeu și au inventat ei legea lor. Vrem să privim în această seară la felul în care trebuie să implementăm acest principiu și ne vom uita la trei aspecte importante, la elementele închinării, la formele și la circumstanțele în închinare. Da? Pentru că dacă suntem de acord că principiul regulativ este adevărat, și anume că trebuie ca să ne închinăm și să practicăm în biserică ceea ce Biblia ne poruncește, totuși suntem lăsați cu niște întrebări importante, practice, de la lucrurile elementare până la chiar și cele banale. De exemplu, ce anume trebuie să facem într-un serviciu de închinare? Că, frate, am înțeles doar Scriptura, doar ce spune Scriptura, dar ce o să facem? Trebuie să fie într-o anumită zi, trebuie să fie la o anumită oră, trebuie să fie de o anumită durată, 2 ore, 3 ore. Cum va fi? Ce cântări trebuie să cântăm? Trebuie să cântăm? Tot felul de întrebări de genul se nasc. Sau lucruri mai picante. Avem voie cu lucruri gen dans. Am discutat dimineață din Psalmul 150. Cred că v-am lămurit. Sper că v-am lămurit. Mă dumneavoastră încă momentan biserica aceasta predomnă cu oameni mai în vârstă, probabil că nu va arde de dans, dar peste 10 ani s-ar putea să fie mai mulți tineri și ei o să aibă chef. Au voie, n-au voie, de ce? Nu? Sunt întrebări. Da? Ca să putem răspunde la aceste întrebări, trebuie să putem face distinția între elemente ale închinării, formele care iau aceste elemente și circumstanțele în care se face închinarea. Vă citesc un citat de la renumitul teolog John Frame. Nu recomand tot ceea ce a scris acest individ, dar pe acest subiect este foarte, foarte bun. Priviți, putem defini mai precis la ce ne referim când vorbim de principiu regulativ, atunci când vorbim despre forme, elemente și circumstanțe în închinare. Scriptura autorizează un număr limitat de elemente care pot fi folosite în închinare. Elementele, pe scurt, sunt imperativele, poruncile, lucrurile care trebuie să le facem. Da? Și vom vedea care sunt acelea. Când Hristos spune, fă un lucru ca și biserică, ăla trebuie să fie un element, trebuie să fie prezent, da? în biserica noastră. Și dacă doar lucrurile poruncite de Hristos și de apostolii lui fac parte din biserică, atunci avem un număr limitat. Pentru că revelația s-a sfârșit, ne-a revelat tot proiectul, nu mai putem inventa noi, da? Dar putem apoi să vorbim, spune el, despre formele pe care acele elemente le iau. Altfel spus, bun, am înțeles, trebuie să predicăm, dar cum vom predica? Trebuie să cântăm, dar cum anume punem în practică această cântare, da? Și apoi trebuie să vorbim, spune el, despre circumstanțele în care sunt exprimate. Este important să înțelegem diferențele între elemente, forme și circumstanțe. Predicarea, spune el, este un element, dar nu pot să-l dansez. Da? Predicarea are o formă. Dacă faci o confuzie între acestea, o să încerci să faci tot felul de chestii. Acum spune, frate, cum vrei să dansezi predicarea? Sunt oameni astăzi care încearcă să danseze predicarea. Ei spun că timp se comunică un adevăr, atâta contează. Eu am fost la balet cu fiica mea și a fost baletul din Rusia, de la St. Petersburg, la Cluj. Și a avut un balet foarte frumos, nu mai rețin, cred că era cu frumoasa adormită în pădure. Și n-au spus un singur cuvânt. Doar au dansat și au mimat și au transmis o întreagă poveste. Dar predicarea propune o proclamare, o vorbire. Forma ei nu poate ca să fie dans. Da? Trebuie să facem această distinție, altfel ajungem la tot felul de aberații. Da? Spune el, predicarea este cuvântul proclamat, cuvântul vorbit. Ca atare, ar fi inconsecvent cu natura cuvântului proclamat să încerci ca să-ți dansezi predicarea. Da? Și cum ziceam, sunt care încearcă să facă lucrul acesta. Sunt care încearcă să facă predicarea adevărului prin a picta. O fi și aia ceva. Nu trebuie, spune el, să compromitem integritatea elementului prin alegerea unei forme eronate. De altfel, circumstanțele închinării trebuie să fie ordonate după lumina naturii, după logica umană și după prudența creștină. Un exemplu a unei circumstanțe ar fi nevoia de iluminare, de becuri când ne închinăm seara.
Asta este o circumstanță. Pe frate, nu scrie în Biblie că trebuie să ai becuri. Păi nu scrie, da? Nu poți să-mi citești schița dacă stingeți becurile. Da? Dar dimineața n-am avut becurile aprinse. Păi au fost perdelele trase. Astea sunt circumstanțe, da? Nu scrie nimic de amvon. Păi nu scrie. Și dacă n-ar fi aici, aș predica de pe scaun sau altceva. Nu ar fi o problemă. Tot aș putea predica, da? Elementul nu s-ar schimba. Conținutul nu s-ar schimba. Forma nu s-ar schimba. Circumstanța se schimbă. Dacă ne-am întâlnit într-un parc, ar fi altă circumstanță. Dar trebuie să facem această distinție, altfel intrăm în tot felul de probleme. Care sunt elementele în închinare? Foarte pe scurt, elementele, cum ziceam, sunt acele lucruri care Dumnezeu le-a poruncit bisericii sale ca să le facă în închinare. Și fiecare care am să-l enumăr acum, evident că sunt mai mult categorii, pentru că sub fiecare sunt subcategorii și subporunci. Primul, citirea cuvântului. Apropo, este un element foarte, foarte neglijat în Biserica Evanghelică Modernă. Foarte, foarte neglijat. În cele mai multe biserici astăzi, nu o să găsiți nicio duminică în care să citească un capitol întreg din Scriptură. Dacă predicatorul merge și predică dintr-un jumătate de verset, câteodată citește doar acel jumătate de verset. Ceea ce este împotriva Scripturii, pentru că Apostolul Pavel spune în 1 Timotei 4:13, până când voi veni eu, dă atenție citirii. Se referă la citirea publică. Vedem lucrul acesta pentru că el spune despre epistolele sale că trebuie citite bisericii și trebuie trimisă la alte biserici ca să fie citite și lor. Dă atenție citirii în public. Noi trebuie să facem lucrul acesta. 2. Predicarea cuvântului. 2 Timotei 4:2. Vă citesc doar câte un verset de la fiecare. Evident, ar putea fi mult mai multe spuse. Vreau să fiu telegrafic pentru că știu că și dumneavoastră și eu suntem puțin obosiți. Da? Predică cuvântul, spune Apostolul Pavel. Fii pregătit la timp și ne la timp. Da? Mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura. Predicarea este un element necesar. Nu poți avea o biserică fără predicare. 3. Cântare de laudă, imnuri și cântece duhovnicești. Da? Cum am zis, la fiecare am putea să facem subcategorii. Cum vedem la predicare, avem predicare a cuvântului în care este conținută mustrarea, învățătura, sunt tot felul de subcategorii. Ne uităm doar la categoriile capitale, să zicem așa. Cântarea este un element obligatoriu. Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos, vedem că cântarea izvorește din cuvânt, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Nu știu dacă ați realizat vreodată că de atunci când cântăm împreună ne învățăm unii pe alții. Ne îndemnăm, ne încurajăm unii pe alții. Este un act și de laudă și un act și didactic în același timp. Da? Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Efeseni 5:19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Deci cântarea este un element care nu poate fi lipsit din mijlocul adunării. Rugăciunea. Coloseni 4:2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Și evident am putea din nou să clasificăm rugăciuni de laudă. Dimineața am învățat despre laudă. Am învățat despre laudă și mulțumire. Care este distinția între cele două. Am putea vorbi despre rugăciuni de mărturisire. Spune Biblia să ne mărturisim unii altora păcatele, da? Păcatele, nu realizările. Păcatele trebuie să ne le mărturisim. Avem un mandat biblic, avem un imperativ. Apropo, fraților, dacă nu facem asemenea rugăciuni, suntem în încălcarea cuvântului Dumnezeu. Ne spune să ne rugăm pentru dregători. Dacă nu o facem, încălcăm cuvântul Dumnezeu. Dacă biserica nu creează un cadru în care să facem lucrul acesta, în care să ne rugăm după tiparul biblic, după cuvântul lui Dumnezeu, încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. Sunt imperative. Aplicația va diferi. Unii se vor ruga în fiecare duminică pentru dregători, alții vor se ruga de când în când, dar trebuie să o facem. Suntem chemați să facem lucrul acesta, da? Și sunt multe alte feluri de rugăciune. Dar rugăciunea, ca și o umbrelă, este un element. Și apoi, ultimul, și anume rânduielile bisericii, ca și element în închinare, botezul și cina Domnului trebuie să fie de nelipsit. Și am văzut împreună și în studiul anterior care l-am făcut, ce rol special au aceste elemente. Botezul care este poarta de intrare în biserica
Domnului Iisus Hristos și cina Domnului care este perimetru, gardul, care delimitează cei care fac parte și cei care nu, care nu fac parte. Fapte 2, cu 42 am studiat textul acesta. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și în frângerea pâinii. Și în frângerea pâinii. Am putea să ne uităm și în alte locuri. 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel le aduce aminte despre învățătura care au primit-o, pentru că ea este primordială pentru biserică. Da? Rânduielile lăsate de Domnul Iisus Hristos sunt importante. Da? Sau Marea Trimitere, de asemenea, ne arată lucrul acesta. Trebuie ca să mergem, să facem ucenici și să îi botezăm. Nu avem biserică biblică fără botez biblic. Nu avem biserică biblică fără cina Domnului. Acestea sunt elementare. Cum ziceam, acestea sunt clasificări mari și vorbim de umbrele sub care se află subcategorii. Putem vorbi de diverse rugăciuni, de diverse feluri de cântări, de diverse scopuri în predicare și așa mai departe. Ne întrebăm apoi ce forme trebuie să ia aceste elemente. Și din nou aș vrea ca să nu epuizăm timpul, să ne uităm la două categorii de a clasifica formele. Prima categorie este forma logică, forma naturală. Așa cum zicea și Frame, există o consecvență necesară între element și formă care trebuie să fie logic. Predicarea cuvântului prin mimă este o aberație, pentru că elementul cere o formă, da? Porunca în sine are această formă. Predică înseamnă proclamare verbală. Da? Asta înseamnă a predica. Ca atare nu putem ca să alegem forme care contrazic logica. Da? Dar logica pentru noi nu este dreptarul ultim în niciun caz. Ca atare avem un alt criteriu și anume forma teologică. Logica trebuie subordonată revelației. Este Scriptura care ne informează ce caracter și ce valență trebuie să aibă formele elementelor biblice. Altfel spus, ne uităm, de exemplu, la porunca în Scriptură de a predica și ne întrebăm cum ne spune Scriptura să predicăm. Cum putem împlini acest element încât să fim ascultători de Scriptură? Ce formă trebuie să ia? Și automat ne dăm seama că imperativul este acesta, predică cuvântul. Deci ni se spune ce trebuie să facem și ni se spune care trebuie să fie conținutul predicii. Dacă cineva vine și spune, fraților, astăzi eu vreau să vă predic din ziar. Predic acel om. Păi face o proclamare verbală, dar nu este predică, nu este elementul predicării. De ce? Pentru că nu are conținutul necesar, da? Forma teologică este importantă. Trebuie să ne folosim de Scriptură și de rațiune pentru a împlini poruncile Domnului Iisus cu cât mai întocmai, exact cum pretinde El. De exemplu, ne uităm la elementul rugăciunii. Pentru că ce este rugăciunea? Pe rugăciunea este ca să te adresezi lui Dumnezeu, da? În mulțumiri, în petiții și așa mai departe. Bun, cum trebuie făcut lucrul acesta în biserică? Care e forma? Păi logica ne spune că trebuie să fie verbală, dar, de exemplu, ne uităm la bisericile care le avem în jurul nostru. În biserica penticostală, dacă intri, tot se roagă deodată. Pe ce considerent? Păi nu pe un considerent biblic, pentru că dacă ne uităm în 1 Corinteni, când Apostolul Pavel vorbește despre rugăciunea din Corinteni, enunță un principiu vis-a-vis de rugăciune. Trebuie să te rogi în așa fel încât fratele tău să poată să asculte rugăciunea ta și să zică amin. Altfel spus, orice formă a rugăciunii în biserică care nu permite adunarea să se unească în acea rugăciune, ascultând-o și afirmând-o prin amin, este nebiblică. Frații noștri penticostali, care sunt frați, cred că avem frați și acolo, încalcă acest principiu. De ce? Pentru că au adoptat o formă care provine din istoria lor, din obiceiul lor și nu iau în calcul forma prescrisă de Biblie. Trebuie să faci rugăciunile în așa fel încât fratele tău să spună amin. Dar ne uităm la alte indicii. Domnul Iisus Hristos vorbește despre rugăciune și spune nu vă rugați ca și păgânii care bolborosesc o mulțime de cuvinte. Înțelegem că rugăciunile trebuie să fie coerente. Înțelegem că nu trebuie ca să fie o mulțime de cuvinte care nu spun absolut nimic. Deci forma nu este doar logică,
este teologică. Ca tare, rugăciunea este împlinită când am elementul rugăciunii după forma prescrisă, după forma prescrisă de Scriptură. Apoi consecințele diferă. Sunt diferite, da? De exemplu, dacă eu mă rog o rugăciune de laudă, posibil că mă rog o rugăciune de laudă pentru că avem un moment de laudă în biserică și fratele păstor spune, acum ne vom ruga să lăudăm pe Dumnezeu. Asta este o chestie care este mai minoră. Sau, de exemplu, unde mă rog? Rugăciunea noastră ca și biserică este la fel de validă dacă suntem de aici deasupra la farmacia punct sau dacă o să fim în altă sală. Da? Nu sala sau locația determină elementul și forma rugăciunii. Da? Este fără consecință lucrul acesta. Sunt anumite aspecte ale elementului care trebuie făcute într-o anumită formă, care este prescrisă sau informată de Scriptură. Circumstanțele închinării. Circumstanțele închinării sunt acele lucruri care nu fac parte din element sau din forma închinării, dar sunt necesare pentru a realiza aceste lucruri. Da? Altfel spus, dacă ne întâlnim aici sau altundeva, dacă suntem într-un spațiu închiriat permanent sau într-un hotel sau în aer liber, este o problemă de circumstanță. Noi trebuie să ne adunăm la oaltă, pentru că Biblia spune nu părăsiți adunarea voastră la oaltă. Nu spune unde. Da? Nu spune unde. Doar trebuie, logic este, să găsim o circumstanță. Nu ne spune când. Dar trebuie să stabilim o oră, altfel n-am ști când să venim la biserică. Da? Astea sunt circumstanțe. În aceste circumstanțe avem o libertate deosebită cât timp nu încălcăm principiile biblice. Da? Și cât timp nu încălcăm rațiunea și logica. De exemplu, dacă am zis, frate, uite, ne-am gândit să nu mai întâlnim la ora 10, duminică dimineață, ne-am gândit să întâlnim la 3 dimineață. Mă, nu există nicio poruncă care spune să ne întâlnești la 3 dimineața ca și biserică, da? O să fie cam greu pentru frate să vină la 3 dimineața. Cred că e mai bine la ora 10. Și logica ne dictează că e mai bine la 10 dimineața decât la 3 dimineața, da? Sau poate cineva nu știe să zică, frate, uite, noi ne-am gândit să ne întâlnim în Deva. Măi, dar noi toți locuim în Hunedoara, deci e cam ilogic să ne întâlnim în Deva dacă toți suntem în Hunedoara. Vedeți? Circumstanța trebuie să fie și ea logică și în același timp trebuie să fie ghidată după principii, biblice, da? Hai să încercăm să aplicăm puțin ceea ce am învățat și am făcut un sumar. Să mă înțelegeți, este un sumar. Sper că v-am pornit apetitul în această temă încât să studiați mai mult. Noi împreună cu biserica am făcut studii îndelungate pe tema închinării și vă recomand să continuați aceste studii, să luați Scriptura și să vedeți ce spune Scriptura despre închinare, ce îmi cere Scriptura mie ca și individ și nouă ca și biserică. Da? Dar este totuși să încercăm să aplicăm ce am învățat și să răspundem la câteva dintre întrebările care ni le-am pus la început. De exemplu, trebuie să fie biserica stabilită la o anumită oră sau să dureze o anumită durată de timp? Nu. Asta ține de circumstanță, da? Noi putem împlini toate elementele, toate imperativele care ni le-a dat Hristos în cuvântul lui, indiferent unde ne întâlnim sau la ce oră, nu contează. Dacă ne întâlneam dimineața de la 11, puteam să facem exact același lucru. Una mai dificilă, da? Putem permite, de exemplu, dans sau mimă în închinarea bisericii? Nu. Pentru că dansul este un element, nu este o formă, da? În sine. Dansul este un element, mima este un element. Și nu avem nicăieri în Scriptură o asemenea prescriere, dar nu există așa ceva. Și dacă aveați dubii, pentru că cineva v-a citat 2 Samuel 6 sau Psalmul 149 sau Psalmul 150, sper că le-am lămurit dimineață. Derek Thomas, care e profesor la seminarul reformat din Atlanta, spune în felul următor: ar fi inutil să argumentăm din forma poetică a psalmilor, de exemplu Psalmul 150 sau Psalmul 149, sau din exemplul lui David dansând înaintea chivotului, dezbrăcat să fim siguri, decât dacă suntem dispuși să abandonăm toate regulile biblice de interpretare. Zice el, este un lucru evident, că nu a existat nicio funcție de coregraf la templul Domnului în Vechiul Testament. Nu exista cineva care trebuia să facă coregrafia. Cum o să dansăm astăzi la templu? N-a existat așa ceva.
Ca atare, noi să vedem acum să introducem în Noul Testament, bazat pe ceea ce am văzut, că au fost niște exprimări în afara templului, ar fi un abuz. Ar trebui să răstălmăcim Scriptura, da? Ne întrebăm altceva. Ce cântări ar trebui să cântăm în închinarea bisericii? Așa este. Asta este până la urmă. Cât timp respectăm elementul și forma, suntem și vom discuta imediat un pic despre forma care este cerută, este o problemă de circumstanță, da? Adică noi trebuie să cântăm cântările care sunt potrivite pentru acea circumstanță. De exemplu, dacă mergem la o mormântare și noi cântăm numai cântări exuberante, este potrivit. Sau dacă fratele Dima spune să cântăm o cântare de laudă și să ne rugăm rugăciuni de laudă și fratele care conduce cântarea pune una de jale, nu este potrivit circumstanței. Ele trebuie ca să coincidă, da? Dar cât timp elementul cântării este respectat și forma este acea cerută de Biblie, circumstanța dictează dacă trebuie să fie de laudă, dacă trebuie să fie un imn, dacă trebuie să fie una de cercetare și așa mai departe. Câteva indicii despre elementul și forma cântării în biserică. În primul rând, cântarea, precum tot ceea ce facem, am învățat împreună că noi trebuie ca să facem totul după cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm prin cuvântul lui Dumnezeu, cântăm prin cuvântul lui Dumnezeu, predicăm prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este ghidul nostru în tot ceea ce, în tot ceea ce facem. Primul indiciu este că cântarea trebuie să fie biblică. Nu putem cânta ceva care este împotriva Scripturii. Da? De exemplu, mai este acea cântare care are o melodie superbă, care spune Duhul Sfânt este putere, Duhul Sfânt e porumbel. Ceva de genul. Groaznic! Duhul Sfânt nu este un porumbel și nu este o putere. Duhul Sfânt este persoană. Da? Este persoană. Noi nu putem cânta acea cântare oricât de frumos este să fredonezi melodia, da? Sau nu putem cânta Doamne, mai dă rusalii. Cu limbi de foc. Apropo, erau ca de foc, că dacă erau de foc, le ardea părul. De ce? Pentru că știm din Scriptură că rusalile, cinzecimea, pogorârea Duhului Sfânt a fost un eveniment unic și istoric și irepetabil prin care a început o nouă epocă, nouă eră și s-a instalat Biserica Domnului Iisus Hristos. Care nu putem cânta cântarea aia. Sunt tot felul de cântări care pur și simplu au o teologie antibiblică și noi nu le putem cânta, da? Țineți minte, cântarea este despre Dumnezeu și spre Dumnezeu și ea trebuie să afirme lucruri adevărate despre Dumnezeu în conținutul și în forma ei. Nu putem ca să facem ceva care nu-L reprezintă pe Dumnezeu. Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu ne conformăm acestui viac și să ne lăsăm transformați prin renoirea minții noastre ca să putem discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Trebuie ca prin felul în care cântăm și prin ceea ce cântăm să-L reprezentăm în mod corect pe Dumnezeu. În al doilea rând, cântarea trebuie ca să fie corporativă, comună. Trebuie să cântăm împreună. De ce? Pentru că tuturor ni s-a dat porunca să cântăm. Cine are o inimă bună să cânte, să laude pe Domnul. Da? Porunca de a cânta este una la plural, este una care trebuie să fie îndeplinită de toți. De aceea ni se spune să cântăm, cântați Domnului. Nu unul singur, ci toți trebuie. De exemplu, uitați-vă în Coloseni 3:16 și subliniați pentru dumneavoastră aspectul acesta. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi. Cine este acest voi? În biserică, da? Să locuiască în voi din belșug. Epistola este scrisă bisericii. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați-i, plural, lui Dumnezeu, cu mulțumire în inimile voastre, plural, cântece de laude, de laudă, imnuri și cântece duhovnicești. Cântarea trebuie să fie împreună, corporativ, da? Este foarte, foarte important lucrul acesta și n-am suficient timp. Poate cu altă ocazie vom studia doar acest aspect și vom arăta faptul că cântarea trebuie să fie doar corporativ. Da? Apoi, cântarea trebuie să fie inteligibilă. Inteligibilă. Și am inventat eu un termen, și anume cântarea trebuie să fie cântabilă. Da? Sunt foarte multe cântări astăzi care congregația nu le poate cânta.
Când este trupa în față și încep ei cu ritmul lor și cu floricelele și cu aranjamentele și omul din bancă spune, băi, eu n-am cum cânta, eu n-am făcut canto, eu nu pot face așa ceva. Nu este cântabilă. Sau instrumentația este așa de tare încât nu mai pot înțelege cuvintele. Sau felul în care o cântă, nu mai știu ce spune. Biblia spune că cântarea trebuie să fie inteligibilă. 1 Corinteni 14:15. Așadar, ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. Care era problema? Problema era că ei se rugau și cântau, ziceau ei prin Duhul Sfânt, dar nu mai înțelegea nimeni nimic. Și Pavel spune, trebuie să vă rugați și să cântați în așa fel încât toată lumea să înțeleagă. Toată lumea să poată participa, pentru că altfel nu este spre zidire. Dacă eu ascult o cântare în biserică, cum sunt multe biserici moderne, am dat nu știu care sunt versurile. Că așa se strofoacă acolo și așa o cântă, cât mă întreb, care sunt versurile? Ce-o spus? Nu știu. Muzica e așa de tare. Cântarea trebuie să fie inteligibilă și trebuie să fie cântabilă. Pentru că voi toți trebuie să cântați. Nu doar eu trebuie să... Nu doar eu trebuie să cânt, da? Cuvintele sunt importante. Dacă cuvintele nu sunt inteligibile în compoziția lor sau din pricina melodiei, cântarea pentru închinarea noastră nu mai are nicio valoare. Ea poate este foarte frumos, artistic vorbind, o asculți pe mașină, o asculți la radio, e ceva frumos, dar nu are niciun loc în închinare dacă nu poți să înțeleg și dacă nu poți să particip. Da? Pentru că cântarea trebuie cântată și ea trebuie să mă zidească prin mesajul, prin mesajul ei. 4. Cântarea trebuie să fie una de calitate artistică. Și în versuri, și în melodie. Arta este subiectivă, așa este, și totuși, mintea renoită a creștinului poate face distinția între un act artistic de înaltă calitate și una de calitate inferioară. S-a dovedit lucrul acesta când cercetătorii au luat diverse genuri de muzică și le-au pus să cânte la plante. Și când au pus muzică clasică, planta a înflorit. Și când au pus muzică heavy rock, planta a murit. Și planta știe face diferența între o muzică clasică de calitate și o muzică stricată. S-a făcut aceeași încercare cu copii nenăscuți. Au fost copii care au ieșit din pântecele mamelor în mod normal. Și alții care cu luni de zile înainte de naștere, au pus la mamă căști și au pus muzică clasică. Și apoi au urmărit evoluția mentală a copilului și au realizat copiii care au fost expuși la muzică de înaltă calitate s-au dezvoltat mai bine. Au fost mai inteligenți. Dumnezeu ne-a făcut, într-un fel, să fim afectați de muzică. Muzica face parte din noi. Noi vrem să cântăm. Și organismul nostru și mintea noastră și mai ales inima noastră reînnoită de Hristos știe să distingă între ce este bun și ce este rău, ce este curat și ce este murdar, ce poate reprezenta pe Dumnezeu și ce nu poate reprezenta pe Dumnezeu. Da? A fost doar câteva indicii și din nou pe cântare am putea să avem zeci de mesaje și până la urmă va trebui să spunem ca și Apostolul Pavel, noi nu avem obiceiul numai să ne certăm în Biserica lui Hristos, cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă, cine nu... cu Dumnezeul lui înainte, da? Este foarte, foarte important ca să înțelegem felul în care implementăm acest principiu. De ce? Pentru că intenția lui Dumnezeu în a ne da aceste porunci este să creeze un efect. Și efectul creat de implementarea acestui principiu este unul de eliberare în închinare. Mulți când aud despre principiul regulativ, despre faptul că spunem doar ceea ce ne dictează Biblia, și spun, ce restrictiv! Nu o să mai fie nicio bucurie, dar este exact invers. Principiul regulativ, ascultarea de Dumnezeu în toate lucrurile, ne eliberează. Suntem liberi doar când suntem ascultători de Dumnezeu, doar când suntem robii lui Dumnezeu. Pentru că Biblia ne spune că nu există autonomie totală, un stăpân tot ai. Ori asculți de Dumnezeu și ești robul lui, ori asculți de Satan și ești robul lui, da? Dumnezeu nu ne dă legi ca să ne limiteze și să ne facă viața urâtă. Dumnezeu ne dă legi să ne elibereze și să ne facă viața frumoasă. Și noi suntem ca și copiii aceia, noi spunem copiilor noștri, mă, nu te juca la priză. Și el e supărat pe noi. Dar tati, dar vreau să văd ce e acolo. Nu vrei să vezi ce e acolo. Spune la copii, nu te juca în marginea drumului. Hai aici, pe gazon. Dar tati, dar vreau să mă juc aici la bordură.
Am dat copilul, mă, ce stric și ce rău e tata. Tata nu-i stric și rău, tata vrea binele copilului. Dezvoltarea lui armonioasă, fericirea copilului. De asemenea, Dumnezeu când vine și spune, fă aia, nu fă aia. El nu e un despot, da, care vrea, un tiran, care pur și simplu vrea să-ți facă viața mizerabilă. El te învață să trăiești într-un fel care să fie... Nu dorește moartea păcătosului. Da, așa este. Asta este altă temă pentru altă seară, da? Dumnezeu ne dă poruncile cu scopul de a produce bine în viața noastră, nu de a ne fura ceva. Dumnezeu nu ne limitează ca să ne fure ceva, ci să ne dea ceva, da? Ne dă parametrii în care putem fi cu adevărat fericiți, în care putem fi cu adevărat împliniți. Și trebuie înțeles acest lucru, altfel vom rata acest efect. Dumnezeu ne delimitează închinarea, nu pentru a ne limita, ci pentru a ne arăta cum să fim împliniți în El, cum să fim bucuroși, cum să fim eficienți prin închinarea noastră și mai ales cum să o aducem o închinare plăcută și acceptabilă în ochii Lui. Da? Când ascultăm de Dumnezeu, efectele sunt imediat evidente. Da? În primul rând, Dumnezeu este onorat și glorificat prin ascultarea noastră. Și noi, în schimb, suntem zidiți. Ascultarea de Dumnezeu ne păstrează împărtășie cu El. Și asta este esența închinării. Neascultarea, în schimb, ne depărtează de comuniunea cu Dumnezeu. Lucrul acesta a fost adevărat de la început. Cât timp Adam și Eva au fost în ascultare de Dumnezeu, au avut o comuniune perfectă, o părtășie perfectă. În momentul în care n-au ascultat, acea părtășie s-a rupt. Cât timp poporul lui Dumnezeu a ascultat de Dumnezeu, au fost în părtășie cu El, au avut binecuvântarea Lui. Când n-a ascultat, a fost pedepsit de El, a fost trimis în exil, dus în robie. Întotdeauna ascultarea ne apropie de Dumnezeu și apropierea de Dumnezeu este esența, este definiția închinării și neascultarea ne depărtează de Dumnezeu. Nu poți să te apropii de Dumnezeu prin neascultare. Este o contradicție în termeni. Nu poți să te închini prin neascultare. Închinarea necesită ascultare, da? Ascultarea de Dumnezeu apoi ne eliberează de o sumedenie de probleme. Ne eliberează de robia relevanței culturale. Cultura se schimbă. Dacă construiești biserica ta, închinarea bisericii tale, ca să fii relevant culturii, ca să te integrezi în cultură, ce faci în 10 ani când cultura este alta? Te schimbi și iară te schimbi și iară te schimbi și ai devenit rob culturii. Ne eliberează de tirania preferințelor noastre. Acum sunteți o mână de oameni, cum am zis, majoritatea acum demografic foarte similar. Dar ce faceți în 10 ani când aveți adolescenți, când aveți oameni la 20 de ani, 30 de ani? O treime din biserică vrea un stil, o altă treime vrea un alt stil, o altă treime vrea un alt. Ce faceți 3 biserici? Pe faceți, că asta se face. În România se multiplică prin harul Domnului, între ghilimele, biserici pe preferințe. Păi noi am plecat din biserica cu tare că nu ne-a plăcut închinarea, nu ne-a plăcut muzica. Principiul regulativ, ascultarea de Dumnezeu ne eliberează. Nu suntem aici ca să ne placă muzica, suntem aici ca să ascultăm de Dumnezeu, da? Și trebuie să învățăm asta pe copiii noștri. Copiii mei când vor fi mari, dacă Domnul îi atrage la el și mă rog pentru ei, trebuie să-și pună întrebarea când merg la biserică, nu ce-mi place mie, ci ce-mi cere Dumnezeu. Și dacă și eu caut, când o să am 60 de ani, să ascult de Dumnezeu, și ei, când o să aibă 30 de ani, caut să ascult de Dumnezeu, atunci vom fi fericiți în aceeași biserică. Dar dacă eu caut preferințele mele și ei caută preferințele lor, atunci nu vom mai fi fericiți în aceeași biserică. Ne eliberează în conștiința noastră. Când ești la o biserică și se spune, uite, așa trebuie să te închini și așa să face la noi și astea sunt cerințele noastre. Și tu zici, mă, nu știu dacă e ok, nu știu. Te duci la altă biserică și spune, la noi în biserică, ți se cere să faci doar ceea ce poruncește cuvântul. Ai o libertate în conștiința ta. Știi că nu ți se cere ceva care a inventat fratele Dima sau fratele Mihai sau altcineva. Când fratele Dima vine și spune, fratele, acum trebuie să lăudăm pe Domnul în rugăciunile noastre pentru că Biblia spune, lăudați pe Domnul. Acum trebuie să ne mărturisim păcătoșenia pentru că Biblia spune mărturisiți-vă păcatele. Acum trebuie să facem asta pentru că Biblia spune. Versul știi, așa am visat noi azi noapte și acum am inventat ceva. Îți eliberează conștiința să te închini cu toată libertatea în păcat că faci exact ceea ce îți cere Dumnezeu pentru că este după modelul lui. Te eliberează să te focalizezi pe Dumnezeu și pe Hristos și nu pe lumea aceasta.
când asculți de Dumnezeu în tot ceea ce faci în închinare, foarte multe lucruri sunt date la o parte. Și poți să privești doar la Hristos, prin metodele care El le-a prescris, prin elementele care El le-a prescris, în formele care El le-a prescris. Și de aceea Dumnezeu ne dă acest proiect. De asemenea, cum a dat poporului proiectul pentru cortul întâlnirii să se întâlnească cu ei, Hristos a lăsat poruncile acestea în Noul Testament ca biserica să știe cum să se întâlnească cu El în închinare. Vedeți, fraților, Dumnezeu nu vrea să ne limiteze prin poruncile sale și prin modelul biblic de închinare. Hristos vrea să ne ajute să intrăm în comuniune cu El. Să ne ajute să fim împliniți în închinarea noastră. Să ne ajute să evităm verdictul că ne-am închinat degeaba. Bine intenționați, ca și eu la ziua soției mele, dar degeaba. Să fie o mare dezamăgire. Dacă respectăm cerințele lui Dumnezeu, dacă facem ce este bine, cum am auzit în Geneza 4, nu vom fi acceptați, vom fi acceptați. Ascultarea și închinarea merg mână în mână și să ne ajute Dumnezeu ca să răspundem pozitiv la această provocare și cu aceasta vă las. Să luăm Scriptura și să ne întrebăm, arată biserica noastră în concordanță cu ceea ce văd pe paginile Sfintei Scripturi? Și dacă nu, e foarte simplu, dar dureros. Ce nu este după Scriptură, eliminăm. Sau schimbăm să fie după Scriptură. Dar de aceea am zis, lecția aceasta este ușor de înțeles, dar foarte greu de aplicat. Și mă rog Domnului ca și dumneavoastră și nouă la Zalău să ne dea credința și tăria ca întotdeauna să trăim în toate după cuvântul lui Dumnezeu. Amin.